Popescu. Nedel. Grameni, frumos, trece frumos într-o poziție grea și pasa lui este minunată, Băluță pentru Mazilu, care se duce și deschide scorul. Să vedem. După toate probabilitățile, golul este corect. Deocamdată Mitruții e cu fanionul jos și va rămâne, desigur, cu fanionul jos. Să vedem ce spune varul. Dar este într-adevăr un gol, dacă va fi validat, un gol de kilograme. Golul lui Grameni. Da. Pentru că acolo a plecat mai devreme de aici. Mai devreme a plecat. Era în poziția afară din noi. E corect, e corect. Golul e corect. Îți scrie Mazilu, care intră cu mingea în poartă. Mai devreme trebuia arătată, de la acel moment în care Grameni îl întoarce în dribling pe Boateng. Destul de triumf al lui Hagi. Ăsta e fotbalul pe care îl visează. Doar prima parte. Ăsta e fotbalul pe care îl promovează. Combinații, tehnică, iată, clar viziune. Și adversarul este învins. Mazilu intră. Să așteptăm. Eu n-aș fi convins că n-a fost în offside Mazilu la momentul pasei lui Băluță. Cine e pe primul loc? Se scandează în tribunele din Ovidiu. Ar trebui să scandeze cine e în cabina VAR. Mladinovic e. Horia Mladinovic, ajutat de un asistent excelent, Sebastian Gheorghe, asistent FIFA. Nu sunt convins că n-a fost offside de mine. Bine, faza a fost minunată. Cu pasa superbă a lui Grameni. Pe locul unde l-am așteptat. Nici de cum aruncat în banda, așa cum hârtia oficial îl trimisese. Nu știu de ce nu vedem și acea reluare. Da. Aia era bună. Golul e valabil, da? Gol valabil.